Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și mulți dintre localnicii din Limone, Sulgarda, au capacitatea de a mânca oricâte prăjituri sau fripturi cu sos fără să se îngrașe și fără să le crească colesterolul. Practic orice. Și fără să facă, da, practic orice. Și fără să facă boli de inimă. Și este serios, adică fenomenul acesta este documentat științific. Încă de prin anii 70 se spune că ei au așa numita genă limone, care conține o proteină specială care distruge lipidele și menține sângele fluid. Luca e cu lacrimi în ochi. Deci aici, în Limone, Sulgarda, sunt 1000 de locuitori. 500 de ei sunt născuți în localitate. Dintre aceștia, mai mult de 10% au o mutație genetică documentată științific, cum spuneam, cu nume consacrat, care menține nivelul de colesterol la valori extrem de reduse. Și acești mutanți nenorociți, că altfel nu putem să le spunem, că sunt niște mutanți nenorociți, pot să înfulece oricâte prăjituri și fripturi și nu pățesc nimic. Și de când e documentată situația? Păi este documentată, deci, citez din CNN, Travel a relatat, gena a fost depistată prima dată în sângele unui mecanic de locomotivă originar din Limone, care a fost implicat într-un accident feroviar în Milano. Și a fost dus la spital și acolo i-au făcut analize și doctorii au fost uimiți de rezultatele incredibile ale analizelor sale de sânge. Așa au extins cercetările în satul de pe malul lacului Garda, scrie Spot Media. Se numește proteina A1 Milano, pentru că a fost cu toată treaba atunci. Intervievat de CNN Travel, unul dintre mutanți, Gianni Segala, spune așa, citez, gena se transmite prin familia mea. Eu și fratele meu, mama, care are 96 de ani și că e foarte sprintenă, și toți copiii mei o poartă. Din 1980 am tot donat sânge pentru teste repetate, aproape când ni l-au luat pe tot. Ha-ha! După care povestește cum l-au pus prima oară doctorii să mănânce o doză de frișcă plină de zahăr la fiecare 2 ore ca să-i monitorizeze glicemia. Îmi luau sânge după fiecare înghițitură. Era așa de dulce și de grasă că mă lua durerea de cap. Dar chiar dacă mâncam multă, sângele meu distrugea instantaneu grăsimile, fără să le asimileze. Băi, deci asta e chestia, că distruge instantaneu. Adică păi nu că face, nu te îngrași, da. Și practic instantaneu, nu se întâmplă nimic. Da, vrem și noi 3 kg de gene de astea, dacă se poate, la pachet pentru acasă. Auzi, ăștia nu donează sânge? Ba, ce trebuie sânge? Nu știu ce trebuie, să fie mutația, bre. Îți trebuie mutația genetică. Ăștia dorm oamenii de știință. Alt limonian mutant spune așa, n-am niciodată dureri de stomac. Mănânc orice simt că îmi place. Ador cotoletele. Cotlet de vițel, pane prăjit. Da, da. Și noi. Dar nu ne permitem. Prăjel, mezeluri. Îmi place să și beau. Dorm ca un pepeluș, spune el. Domnule, acolo e grădina Maicii Domnului. Da. Cu adevărat. Cum e, mă, să fii limonian sulgardez? Îți crezi lămâi acolo la poalele alpilor, unul la mână, doi la mână, mănânci cât vrei. Mă rog, lasă lămâile, că lămâile le iau de la supermarket. Nu, asta este problema mea, că n-am lămâi. Problema e că nu pot să mănânc cotolete câte vreau și da. Prăjiturile nu mă interesează. Nu, dar zic, e și un mediu, scumpe. E și o ambianță plăcută, știi, da. Ce zic? Și lacul. Da. Frumos. Hai și Gardaland un pic, da, mai încolo. Măi, dar dacă... oameni toți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.